Președintele Igor Dodon a adresat sincere felicitări popoarelor Moldovei și Rusiei cu ocazia împlinirii a 220 de ani de la nașterea marelui poet rus Alexander Pușkin, a cărui viață și activitate a fost strâns legată de țara noastră. Șeful statului a subliniat că geniul rămâne un promotor al științei și culturii ruse pe pământul nostru. Anume pe pământul moldovenesc, Pușkin a scris un șir de opere celebre. Anume la Chișinău, el a început să scrie romanul Evgeni Onegin. Aici el s-a întâlnit cu clasicii literaturii moldovenești, inclusiv cu Constantin Negruțin, care a tradus numeroase opere ale poetului în limba moldovenească. După atâția ani, Pușkin rămâne pentru poporul multietnic al Moldovei o garanție a bunei înțelegeri dintre popoare și culturi, a păcii și concilierii, un promotor al științei, învățământului și culturii ruse pe pământul moldovenesc.